Salutare! Vă salut din nou și în acest video aș vrea să vorbesc despre una dintre lucrurile care le fac eu în timpul săptămânii și mai ales ce fac eu, de exemplu, în timpul meu liber. Îmi place foarte una dintre lucrurile care le fac foarte mult, e să citesc, îmi place foarte mult. Acest lucru l-am primit, așa să zic, așa, plăcerea asta de citit de la sora mea când era mic. I-am dădea foarte multe cărți să citesc și acest adevărul care a rămas de-a lungul timpului și, cum să zic, îmi generează foarte multă satisfacție și foarte multă împlinire. Aici, în Danemarca, am o mică bibliotecă, da? Nu e mare, dar, na, mă ajută foarte mult. Unul dintre autorii care cel mai mult m-a marcat pe cursul vieții a fost Richard Wurmbrand. Prin cărțile lui și foarte mult, care vi recomand să-l citiți dacă aveți șansa, vi recomand să-l citiți. Cărțile care le-am aici, ultimele care cel mai mult m-au impactat, aș putea să zic, sunt cărțile lui Ponce, care vi le recomand. Și, într-adevăr, mi s-a părut un om deosebit. Nu l-am cunoscut, numai acum recent am început să citesc despre el și când am văzut felul lui de a trăi, felul lui și învățătura lui, mi-a plăcut așa de mult și m-au marcat, cum să nu. Dar și pe lângă toate acestea, una dintre cărțile mele favorite, aș putea să zic că este Biblia. Și probabil mulți dintre voi ziceți că ce sens are să citești Biblia. Suntem o societate care am evoluat foarte mult, suntem o societate care ne-am depășit pe noi și ne-am ajuns pe Lună, ba, am acum ajuns și pe Marte. Și ce e nevoie? Cine poate ajuta o carte care a fost scrisă acum 3400 de ani? Cu ce ne ajută pe noi, nu? Și, sincer să zic, de exemplu, în Biblie găsesc și zice cele 10 porunci, unde zice să nu furi, să nu prea curvești, să nu poftești și alte lucruri. Știi, și dacă stăm să ne uităm toate aceste lucruri, oamenii, după aceste porunci, au fost date acum 3500 de ani la Moise. Și după 3400 de ani, noi continuăm să avem problema cu furtul, noi continuăm să avem probleme cu percubiile, noi continuăm și toate astea. Problema noastră e, da, noi am evoluat foarte mult din punct de vedere a tehnologiei și a tehnicii, dar nu tot așa din punct de vedere moral. Și ba din contră ne-am degradat. Și singurul carte care ne poate ajuta să ne debarasăm de toate cele trăiri și de toate cele patimi este Biblia. Acum, 2-3 săptămâni în urmă, vorbeam cu o persoană care a marcat foarte mult mărturia lui. Această persoană ajunsese în Italia cu gândul să fură și să Între timp a fost prins de poliție și a ajuns în pușcărie și acolo în pușcărie singurul lucru care avea era în celulă erau două cărți. Una era despre polițai și alta era o Biblie. Și această persoană a luat acea Biblie, a început să o citească, a început să fie marcat de ceea ce vede acolo și în urma citirii Bibliei el a luat decizia de a-L urma pe Dumnezeu. Și am fost foarte șocat de mărturia lui și am fost foarte plăcut, impresionat să văd cum Biblia continuă să transforme vieți. Pentru că pe unele cărți, cum am zis, informează, altele cărți reformează, dar numai Biblia transformă și te face să fii o persoană nouă. Și asta este un lucru care am vrut să-l împărtășesc cu voi și hai să continuăm mai departe să vedem ce fac eu în timpul săptămânii. O altă activitate pe care o parcurg în cursul săptămânii este învățarea limbii daneze, care această învățare se traduce și la locul de muncă, dar și parcurgând o serie de cursuri care statul danez le facilitează. Și aceste cursuri se realizează de 2 ori pe săptămână și toate cele persoane care sunt dornice să învață limba daneză poate să vină la această școală de limbi. Este adevărat că de multe ori am fost întrebat care e motivul pentru care vreau să învăț limba daneză, dacă cu engleza e suficient, te poți descurca. Este adevărat, dar ca să fii parte din această societate,
consider că e foarte important să te integrezi. Și ca să te integrezi, trebuie să știi limba lor. Asta e unul dintre motive. Și un alt motiv este... îmi place foarte mult limbile străine și îmi place să le învăț. Și cum să nu, ultimul motiv, dar nu cel mai puțin important, este ca o persoană credincioasă care vreau ca să fac cuvântul lui de Dumnezeu cunoscut, mă interesează să știu numai aceasta și să pot să ajunge la oameni aceștia și cu Evanghelia. Am aici cu mine un profesor de la școală care în 2016 a participat într-o călătorie în România cu alți 70 de profesori și a participat chiar și la un interviu la ProTV, un interviu care puteți să-l vedeți în descrierea acestui video și unde puteți să urmărați acest interviu. Aș vrea să vi-l prezint pe Tori, care este aici. Tori, hello. Thank you for having this interview. And I saw a video of yours in YouTube that you have been in Romania and with 70 teachers more from here, from the Sprox Center. How was that trip to Romania? It was a really nice trip to Romania. The purpose was to see how our students, where they come from, mm-hmm. the culture they come mm-hmm. from, the history, mm-hmm. to see the cities and mm-hmm. eat the food that they talk about mm-hmm. here. It was a really nice mm-hmm. trip to Romania. Mm-hmm. And why do you think it's important for us, the people that is coming from outside, to learn Danish? Because many say, but if it 80% of the people from there must speak English, why do you need to learn Danish? I think it's important to learn Danish if you want to keep your job, but also if you want to have a better job than just cleaning or mm-hmm. like that. If you want to have a better job, you need to be able to speak Danish, because even though we speak English, mm-hmm. at work, in the breaks, with our colleagues, we speak Danish. Mm-hmm. So if you want to be part of that, you have to learn Danish. Mm. And there are many Romanian people who is studying here. How is to be a teacher of so many Romanians? It's nice. We welcome people from all over the world. It's nice to have people from Romania also, because they are really studying hard to learn Danish. Mm-hmm. And the last question is, do you have any tip for us to learn Danish faster or? Yeah, it's important that you get to know as many words as possible and that you can use them. Mm-hmm. So, and one of the things is to read. That's a really good thing. Thank you so much, Tori. You're welcome. Da, dragii mei, și se pune întrebarea atunci, ce fac când nu am timp liber? Răspunsul este, când nu am timp liber, lucrez. Lucrez într-un centru logistic și cea mai mare bucurie pe care am e că acolo lucrez împreună cu fratele meu Ioan și orarul e de la 4 la 12 noaptea și adevărul e că o să o cotesc o binecuvântare și mulțumesc lui Dumnezeu și pentru acest lucru. Da, dragilor, și ultimul lucru de care vreau să vorbesc în acest video este, cum știți, cu privire la biserică la care o frecventez. Biserica care o frecventez ultimamente e Biserica Creștină Evanghelică din Odense. Nu este biserică foarte mare, este o biserică compusă de aproximativ 20-30 de persoane, dar este o biserică care îmi place pentru că îl caută pe Dumnezeu într-un mod sincer și ce am observat că sunt oameni care se întorc la Dumnezeu și când într-o biserică sunt oameni care la Dumnezeu se întorc la Dumnezeu, se pocăiesc, asta înseamnă un lucru bun. Și înseamnă că Dumnezeu lucrează acolo, lucrează pocăință și zic, pastorul care conduce această adunare este fratele George Fodor. Mi se pare un om foarte simplu, foarte sincer, foarte smerit. Și ceea ce, de când sunt în Danemarca, ceea ce am învățat să prețuiesc mai mult este biserica, pentru că primul an a fost foarte greu, lucram și de duminică până joia și foarte greu să mergi la biserică duminica. Al doilea an a venit pandemia și
Bine, acum pot să merg, dar biserica e undeva la 80 de kilometri de casa mea. Este și toate lucrurile astea m-a ajutat să valorez mult mai mult biserica. Mi-aduc aminte că eram în Spania sau eram în România chiar și aveam biserica practicamente foarte aproape. Dar slăvit să fie Domnul că așa cum e bine și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că El continuă să poarte de grijă și de cele materiale și de cele spirituale. Vă mulțumesc că ați vizionat acest video și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze.